Divizia de transport public electric a municipiului Suceava își va întregi parcul auto anul viitor, în septembrie, când vor fi puse în practică și sensurile unice, banda specială pentru autobuzele TPL, dar și acordarea de abonamente gratuite de călătorie pentru pensionari. Anunțul a fost făcut de primarul Sucevei, Ion Lungu, care a spus că s-au finalizat lucrările la autobaza diviziei electrice a TPL, una dintre cele mai moderne din țară. Avem o informație scrisă de la firma Solaris că ultimele 15 autobuze electrice care vor veni în municipiul Suceava, care ar trebui să vină în municipiul Suceava după licitația care a avut loc la Ministerul Dezvoltării, vor ajunge în luna septembrie 2022. Asta este situația, termenul limite era 30 septembrie 2022, ca urmare insistență pe care le-am făcut la această firmă, care a câștigat foarte multe contracte pentru autobuze electrice, ne-a programat pentru luna septembrie 2022. După ce vin aceste 15 autobuze electrice, vom avea parcul electric complet și vom putea să punem în aplicare strategia pentru transportul public cu crearea acelui culoar pentru transportul public, cu ceea ce am promis cetățenilor din municipiul Suceava, persoanele de vârsta a treia, să le putem oferi abonamente gratuite. Cele 15 autobuze electrice Urbino 12 vor fi primele vehicule de transport public livrate de producătorul european Solaris în municipiul Suceava. Autobuzele electrice Solaris Urbino 12 sunt dotate cu motoare electrice de 160 de kW. Procedura de achiziție a fost organizată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, iar valoarea contractului se ridică la 37,5 milioane de lei fără TVA. Termenul de livrare a vehiculelor fiind de maximum 22 de luni.